Bună, dragii mei, și bine ați revenit în bucătăria mea! Eu sunt Maria, pentru cine nu mă cunoaște, iar astăzi vom pregăti cartofi umpluți la cuptor. O rețetă foarte simplă, care mie îmi amintește de România, pe vremea când stăteam în București, mergeam în mall, cred că în Plața, și acolo exista un restaurant unde serveau acești cartofi umpluți. Nu știu dacă voi vă amintiți, dar eu îmi amintesc cu drag de acea perioadă și chiar îmi plăceau foarte mult. Așa că de-a lungul timpului am început să îi pregătesc chiar eu acasă. Pregătesc mai multe feluri, dar astăzi am zis să împărtășesc cu voi una dintre rețetele mele preferate. Pentru această rețetă avem nevoie de 4 cartofi mari pe care eu i-am spălat foarte bine, 20 de ml de ulei de măsline, sare, 250 de grame de șuncă presată pe care am tăiat-o în felii subțiri, 150 de grame de mozzarella dată pe răzătoare, piper, o legătură de pătrunjel și un ou. Am așezat cartofii într-o tavă, îi stropesc cu puțin ulei, adaug puțin piper și puțină sare și îi masez astfel încât să fie complet unși cu ulei și cu condimente. Acum pun cartofii la cuptor, cuptorul l-am preîncălzit la 200 de grade și las cartofii să se gătească pentru aproximativ o oră, o oră și jumătate sau până când sunt moi. Cartofii s-au copt. I-am lăsat la cuptor pentru o oră și 10 minute, dar încercați cu o scobitoare, dacă intră cu ușurință scobitoarea în cartof, este gata, dacă nu, îi mai lăsați. Am lăsat cartofii să se răcorească pentru 10 minute, acum voi tăia câte un căpăcel din cartof, o parte de deasupra, cu grijă pentru că încă arde. Cu o lingură scot cât pot de mult din cartof, din miezul cartofului și pun într-un bol. Procedez în felul acesta cu toți cartofii. În felul acesta va trebui să arate cartoful după ce am scos tot miezul. Pun și miezul din capacul ce l-am tăiat. Cartofii scobiți i-am pus în tava în care i-am copt. Din cantitatea totală de cartof, pun deoparte aproximativ 2-3 linguri pentru că tot miezul de cartofi este foarte mult și vreau să pun și restul ingredientelor. Iar acum peste adaug șunca presată, dar puteți adăuga ciuperci, legume, ce vreți voi. Adaug și mozzarella, nu o adaug pe toată pentru că vreau să pun și la final. Sare, după gust, piper, pătrunjel și un ou. Și amestec totul foarte bine. Acum umplu bine cartofii cu umplutura făcută. Acum deasupra presar puțină mozzarella. Stropesc cu puțin ulei de măsline. Acum pun cartofii la cuptor. Cuptorul l-am preîncălzit la 200 de grade. Îi lăsăm la cuptor până când sunt rumeni și frumoși deasupra. Ia uitați voi ce bine arată, numai ce i-am scos din cuptor. Acum las cartofii să se răcorească pentru 5 minute, să zic așa, după care sunt perfect pentru a-i servi. Ia uitați voi ce minunății am eu aici. Dragii mei, aceasta este rețeta mea de cartofi umpluți la cuptor. Ați văzut că este foarte simplă și credeți-mă că este delicioasă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Nu uitați să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Eu vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!